La capela de la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, preotul militar al unității a oficiat marți 6 ianuarie liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Momentul a fost urmat de săvârșirea slujbei aghezmei mari la crucea de gheață ridicată în curtea inspectoratului. În timpul desfășurării manifestărilor religioase prilejuite de sărbătoarea botezului Domnului, Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava a asigurat cu un efectiv de 60 de jandarmi măsurile de ordine publică în zona mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, a Bisericii Sfântul Apostol Andrei din Suceava și la lăcașuri de cult din 14 localități din județ în care funcționează structuri de jandarmerie. Jandarmii au acționat pentru protecția participanților, prevenirea aglomerărilor de persoane și a busculadelor în apropierea zonelor de distribuire a apei sfințite, precum și pentru rezolvarea situațiilor care ar fi putut să apară cu ocazia desfășurării manifestărilor. În timpul acestei misiuni nu s-au înregistrat fapte care să aducă atingere normelor de ordine și liniște publică. În locașul acesta, unitatea aceasta, orașul acesta sau aceasta, situația orașului statului și fizicii credință, diferențele de omnițe, pentru că... Pentru că nu avem lucrurile, pentru că și doarea roadele pământului, pentru că nu pașii și domnului, pentru că... Fizicii credință pe ape, pentru că și finale, pentru că bolnavi, pentru că se lăsă pe cerovii și pentru mântuirea lor domnului, pentru că... Pentru ca să-i sfințească pacea asta cu puterea, cu lucrurile și puterea Sfântului Domnului, să ne rugăm!